dar evaluarea în contextul obiectivului de demarare a dialogului privind liberalizarea regimului de vize, altfel spus într-un limbaj mai simplu, pentru a obține regimul fără de vize. Și ei vor evalua domeniile unde se cer anumite reforme, anumite ajustări și în momentul în care vom realiza un progres substanțial în aceste domenii, cum ar fi gestionarea frontierei, cum ar fi pașapoarte biometrice, etc., ne va permite deci, să demarăm dialogul și să avansăm și într-o perspectivă, sper eu, previzibilă, să avem acest regim fără de vize cu Uniunea Europeană, care va permite cetățenilor noștri să se deplaseze în spațiul european fără vize. Și cum când ar putea demara aceste negocieri pentru eliberarea regimului de vize? Pentru mine, vizita acestei misiuni, de fapt, este deja un început neoficial, dacă doriți, al acestui dialog. În urma acestei vizite, experții europeni vor face un raport detaliat și sunt convins că îl vom discuta după această vizită, vom cunoaște exact care sunt deficiențele, care sunt domeniile mai problematice și pe ce trebuie să ne axăm pentru a începe dialogul, dar încă o dată începutul este important și mai important este finalizarea lui. Și în acest sens vom depune toate eforturile și pe plan intern, dar și pe plan extern. Fiindcă problema cu vizele este una tehnică, dar e și una politică. Am mai spus-o cu alte ocazii că va depinde foarte mult de capacitatea diplomației moldovenești de a convinge politicienii și cei care au deciziile la Bruxelles și în capitalele europene că un regim fără de vize cu Europa nu va crea probleme suplimentare pentru țările europene. Și avem aceste argumente.